Bună, dragilor! Este 3 fără 5 minute, iar abia acum am pus mâna pe telefon. Abia acum încep să filmez. Mi-am făcut curățenie în casă și mai am. Am făcut aseară o parte și mai am acum încă o altă parte. Am intrat așa ca lumea în lucruri. Mi-am adus aici floarea astea care mi înflorește și mă bucur tare, tare. Deci înflorește aici. Aici și parcă mai era undeva pe sus. Nu, cred că atât. Am adus-o aici. Mi-am scos toate jucăriile care erau pe sub scaune, că nu-mi plăcea deloc cum arătau. Am pus această trotinetă. Am luat cutia de aici. Am pus aici ornamentele astea. Aici, în sufragerie, am mai rărit din lucruri și trebuie să mai rărez, doar că nu am pe unde să le mai pun, da, mami? Așa, am încercat eu să le mai organizez, am mai aruncat din ele care erau stricate, care n-aveau roți, care, ce știu ce, erau avariate, doar că mai avem. Da, ăla ți l-am mai lăsat, că știu că îți place autobuzul ăla. Am scos de acolo o boxă și am băgat ventilatorul ăla, că de acum va fi nevoie. Și aici am lăsat cutiuța asta, că se mai joacă cu ea. Pe aici, pe la bucătărie, mare lucru nu prea am avut ce să fac, decât am avut acolo ăla, cum se numește, friteoza, și am mai avut acolo încă un aparat care l-am pus sus. Deci aici în bucătărie mare lucru nu am ce, n-am avut ce să fac. M-am uitat așa la ce să mai renunț, dar nu am ce. Aici am acest covor pe care trebuie să-l scutur, după care să-l periez. Aici pe pantofar am mai rărit din lucruri. Pe aici trebuie să mai lucrez, doar că trebuie să le fac în timp. Aici am mai rărit. Nu am cum să fac față să le fac toate deodată, mai ales că Marc își dorește să mai iasă și afară. Bucătăria am dat-o, nu o mai avem. Aici am adus cutia asta cu jucărele. Aici am de împachetat o tonă de rufe, dar acum mă duc să le fac cartofi prăjiți, că vor cartofi prăjiți. Acolo în cutie am făcut curat, am răsturnat. Era numai praf, dar nu pot să-mi dau seama cât de repede se pune, că doar fac destul de des în cutii la jucărie. Am mai aruncat și de acolo. Na, pe aici am făcut curat, le-am făcut curat la veverițe. Aici am scos sacul ăsta cu fân și cu peleți, am aspirat pe după. Trebuie să mai vin din încă o dată să aspir și apoi să dau cu mopul. Și aici mă gândeam dacă să renunțăm la această măsuță, dar eu am observat că Selena cu Marc încă mai stă la ea, mai scriu, se mai joacă. Câteodată mănâncă la ea fructe sau ce le pun și nu are niciun rost. Aici am mai adus niște lucruri, cum ar veni ghiozdanul cu pepa, am mai băgat pe sub pat mingi, mașinuțe. Și ce mai am eu de făcut curat este acolo sub birou, sunt vreo 5 cutii cu jucării și acolo trebuie să scot să văd la ce mai renunțăm. Și mai are Selena două cutii cu jucării, la fel, să vedem ce renunță, pentru că nu se mai joacă cu păpuși, Barbie și cu de-astea, deși mai are o grămadă, dar trebuie să renunțe să le dăm la alți copilași pentru a se juca cu ele. După ce le dau de mâncare, o să vin și o să împachetez rufele, apoi o să mă apuc de aspirat, periat și dat cu mopul și mi-am terminat curățenia. Vreau să mai fac curățenie în pantofare, nu pentru că am curățenie, în dulapul ăsta am făcut curățenie aici. Aici vreau să văd ce mai scoatem, cum ar veni buburuza aia, să-i scoatem jucăriile care sunt înăuntru, că sunt niște mașinuțe pe care le mai luam când plecam și îmi era util, că era pregătită cu mașinuțe, o luam, o puneam în spate și plecam. Acolo trebuie să fac curat, pentru că Selena își pune tot timpul tot felul de chestii, le aruncă, câteodată bagă și hârtiuțe pe care le are de la dulciuri și le ascunde acolo, deși i-am zis să nu mai fac așa ceva pentru că avem gunoi. Și să vedem ce mai rărim. Ăsta e ghiozdanul meu, ălaltul e ghiozdanul Selenei. De asta zic că trebuie să mai rărim, să vedem, pentru că nu mai suport. Deci aș vrea să arunc și să răresc o grămadă de chestii. Aici m-am gândit, mi-am organizat, mi-am făcut curat, m-am uitat ce să arunc. N-am ce să arunc, că toate sunt pe jumătate, unele sunt chiar pline, trebuie să le folosesc, dar o să pun pauză, stop, frână, să nu mai cumpăr. Deci nu vreau să mai cumpăr. Până nu le termin pe acestea, nu vreau să mai cumpăr nici ulei de păr, nici protecții, nici șampon uscat, absolut nimic.
Aici am prosopul, lampa pentru unghii și pernuța aia, ce mai am le depozitez în cutia asta. Cutia asta aș vrea să o iau de aici, să o pun în altă parte pentru că nu-mi place cum arată, dar nu știu pe unde să o mai duc. Am ondulatorul și aici cutia cu toate chestiile. Avem o grămadă de perii, feon, cordeluțe, prinzător și așa mai departe. Vreau să-mi fac o cutie separată în care să-mi țin ondulatorul, placă, feon și toate cele. Trebuie să ajung la Pepco sau la Jumbo să cumpăr, pentru că pe toate le am, dar sunt ocupate. Deci astea sunt ocupate. Mai am aici o cutie în care îmi depozitez lucrurile lui Minilesă, hăinuțe, botniță, care și botniță, perii, clește de unghii și așa mai departe. O mai am pe aceasta în care depozitez alte lucruri în ea, cum ar veni role de scame, saci de gunoi pentru la baie și o mai am pe asta în care depozitez pălăriile, șăpcuțe, țin aici rola asta de prosoape de hârtie și un pachet de șervețele pentru că eu aici la toaletă curăț de obicei cu prosoape de hârtie. V-am mai spus că îmi place să curăț cu... Și aici, scuzați, asta că l-au tras, l-au rupt. Deci era o chestie în asta așa faină, dar era. Și această pereche de papuși mi-am pregătit-o să nu uit, este perechea mea de papuși pentru la mare, pentru apă și să o duc la mașină, pentru că restul perechilor de papuși sunt duse la mașină. Așa, vă ziceam că eu cu prosoapele astea curăț la baie, deci dau cu laveta și cu soluții înainte, după care cu prosoapele astea îmi place să-mi usuc chiuveta, WC-ul, nu-mi place să-mi rămână ude și le dau cu spirit și rămân super, super faine. Zici că sunt noi. Aici la papuci am încercat să mai selectez, să mai reduc din ei, dar nu am unde am mai băgat prin pantofare pe aici, dar nu știu ce-i fi închis eu becul. Am mai băgat pe aici, dar oricât aș încerca să le organizez, când vine Selena, nu mai rămân organizate. Chiar dacă zici că, mă, e un apartament cu 3 camere și ai unde să le pui. Acum, probabil și noi avem foarte multe lucruri, dar sunt foarte multe lucruri la care nu vreau să renunțăm. Pentru că sunt lucruri cumpărate cu drag, lucruri de care avem nevoie și na. Dar chiar dacă e un apartament cu 3 camere, nu ai unde să depozitezi atâtea. Chiar nu ai unde. Lada de la colțar îmi e plină. Am tot felul de lucruri, că nu-mi plac pernele astea deloc. Și mă gândeam să le iau, să le maschiez, că înainte să-mi bag lucruri prin lada aia și lada asta la colțar, aveam pernele depozitate acolo și nu le mai vedeam. Mă enervează. Sunt ciudate și sunt făcute de câte copii. Când se pune și stă pe pas sau sare pe ele, le distrug. Aia ce arată mai bine. În rest, asta la altă e avariată, asta la altă nu mai zic de ea. Am încercat să o scot, să-i scot husa, să o fac să fie pătrată, numai că s-a învat aia, nu știu cum s-a strâns acolo și nu mai reușesc, așa că trebuie să văd ce fac cu ele. Dacă mă enervează, le iau și le bag pe fiecare într-un sac și le-am dus în beci. Și la revedere, că mă enervează. Ori dacă nu, le duc la țară. Le duc la țară la bunica și le las acolo într-o cameră, pentru că noi nu le folosim. Sunt dăți în care mai stăm pe ele, ne sprijinim când stăm cu patul întins, dar mă enervează, vă zic sincer, când le văd așa, una într-un fel, una într-un fel, îmi vine să le arunc cu totul. Ce e, Mini? Ce ai găsit aici? Astăzi mă gândeam să mai distrug și chestia asta, să o distrug, că e ținută doar în 2 cui, acolo în perete și jos aici în alt cui. Și mă gândeam să o iau, să o scot afară și să duc masa cu scaunele, să o împing în partea aia, pentru că în partea aia nu folosim, nu umblăm decât dacă am nevoie la dulap. Dar m-am gândit, mai ce fac cu Mini, că sunt oameni care vin la noi în casă și ori le este teamă, uite că a văzut ea ceva, o albină mi-a intrat în casă. Uite că a ieșit, bravo. Sunt oameni cărora le este teamă de ea, sau tata, de exemplu, lui nu-i place să vină pentru că se suie pe el și îi lasă numai păr. Ei cade părul destul de mult și îi lasă păr. Și, na, fiecare om. Sunt oameni care iubesc animalele, cărora le plac, cărora nu le plac. Și mai vin unii copii la Sally sau la Mark și trebuie să o închidem undeva. Și așa, dacă o închizi la locul ei, închis ușița asta, nu mai are treabă, stă cu minte. Dar dacă i-am stricat chestia asta, nu mai am unde să o pun, decât în baie sau să o, ce știu, o să o închid în vreun dormitor și când plecăm, când merge cineva la toaletă sau ce știu, unde are nevoie, să o scot. Și am zis până la urmă, nu, las, nu mai distrug ăsta, las aici pentru că
și când suntem plecați pe afară sau așa, e nevoie să o închidem, că altfel face prostii. Strică tot. Mușcă papuci, mi-ai stricat ieri o pereche de papuci, iepurași, mi-ai scos toată vatelina aia, uite, nici nu mă bagi în seamă. Toată vatelina mi-ai scos-o de la iepurașii aia și a trebuit să-i arunc la gunoi că i-ai făcut praf. A rămas ieri cu Selena în casă, că eu am fost cu Marc afară și Selena n-a vrut să iasă cu noi. Și ea a rămas cu Selena. Selena, uitându-se pe tabletă, pe televizorul, n-a văzut. Și asta mi-a distrus papucei cu iepuraș. Și am aruncat ce era să mai fac cu ei. Și acum i-am pe ăștia. Dar și dimineață am văzut-o că îmi luase papucul să mi-l rupă. Te-a zic, are stilul să strice. Dacă îmi pun floarea, de exemplu, am avut floarea aia de acolo, am avut-o jos. Și când merge în dormitor sau pe unde o găsește, de am și suit-o sus, merge și bagă cu nasul în pământ și îmi face numai pământ pe jos. Și bagă ea nasul acolo. Ia să pun un par de limonadă. Așa. Ce zicea Marc, că vrea să-i dau castravete? Ce ziceai, Marc, vrei castravete la cartofi? Sau ce ziceai că vrei? Spune mama limonadă? Acum îți fac cartofi. Îți pun limonadă? Vrei? Nu? Imediat o terminăm. Când o să o termin, o să fac alta. Am zis că cumpăr ceai, nu ceai, suc de mere, dar sper să nu uit, că astăzi trebuie să merg la Penny să cumpăr niște șervețele umede pentru concediu, să le am pregătite. Știți că v-am spus că mie îmi place să mi le pregătesc și pentru casă trebuie să cumpăr niște prosoape de hârtie, că ăla deja se termină și nu mai avem. Și trebuie să ajung la Penny astăzi, dar trebuie să mă mișc repede că este 3 și 10 până le fac cartofii, până mâncăm, că și mie mi-este foame. Până dau cu aspiratorul, periez covoarele, iar dau cu aspiratorul mop și așa mai departe, o să treacă timpul. Sper să termin, dar nu, până la 5 aș vrea să termine și sâmburi de la pepene. Struguri ăștia de la Penny, dacă îi găsiți, să știți că sunt foarte buni. Sunt dulci și sunt cărnoși. Și mi-e plac foarte mult strugurii cărnoși, așa. Și cireșele să fie așa cărnoase. Ce drăguț e. Stă el acolo cu minte. Păpușă, ce faci tu? Băiatul meu frumos! Trebuie să te tunzi! Am curățat cartofii, acum o să mă pun să tai. Am pus și uleiul la încins. Și să vedem ce punem lângă cartof, că am mâncat ou cu spanac ieri și nu, sincer să fiu, nu mă mai încântă lor, dacă le-aș da ou ar fi bucuroși, dar să vedem ceva lângă, dar nu știu ce, că dacă le dau carne sau de astea, strâmbă din nas. Așa că trebuie să văd ce găsesc prin frigider, să-mi vină vreo idee. Am reușit să duc gunoaiele cu Marc, am avut o grămadă gunoaie, o grămadă, plus că am mai dus și Selena și a ajutat-o și fetele. Am adunat 2 saci din aia negri, plini de jucării stricate, fără roți. Haide! Haide! Și plus alte lucruri ce am mai găsit pe acolo, tot felul de jucării de la McDonald's care nu prezentau interes și stăteau degeaba, ocupau locul. Haide! Haide că uite cum ai intrat în magazin aici, ai dat de frig, deja te-a luat tusia. Hai să mergem! Hai să luăm niște role de hârtie, că am nevoie. Este 8 fără 10, nu de mult am intrat și noi în casă. Am pus să fac un pilaf de orez. Selena mi-a zis că vrea pilaf, acum sper să mănânce și Marc. A zis că și el vrea, dar în cazul în care nu mănâncă lui, o să-i fac altceva. Și haide să vă arăt ce am cumpărat de la Penny. Da, ție. Am cumpărat această șopcuță. A costat 15 lei și are și, și ție îți dau pilaf, are și de fetițe cu roz și parcă ceva sclipici era pe șopcuță, dar acea de fetiță era doar cu cățelușul ăla, fetiță, nu știu cum o cheamă, fetița aia cu accesorii roz, parcă. Ce e, Marc?
Am mai cumpărat șervețele la cutie, a fost la ofertă 3,50 lei, dar am găsit doar o cutie, că așa e, totdeauna ce la ofertă se vinde repede. Am cumpărat două geluri de duș de la Today, am intrat cu Marc acolo pe raionul ăla și atunci am zis, ia să văd și eu cum miroase, nici nu știu, am mai avut oare, chiar nu mai țin minte, parcă am mai avut odată gel de duș de la Today, de fapt nu, eu nu cred că am avut, cred că Bogdan a avut și am zis, hai să văd și eu să miros, avea patru feluri, avea ăsta cu miere, ăsta cu cocos, mai avea cu lavandă, parcă, dar nu mirosea lavandă deloc și mai avea cu aloe vera, dacă nu mă înșel. Și nu mă puteam decide între astea două, costa 4 lei și ceva unul, nu puteam să mă decid, am zis, hai că le iau pe amândouă, le vom lua în vacanță cu noi. Miros foarte bine, ăsta miroase a miere, cum miros cam toate gelurile de duș cu miros de miere și ăsta a cocos, da, cocos foarte drăguț, foarte diferit față de alte geluri de duș. Am cumpărat o pastă de dinți pentru că eu aveam impresia că am pastă de dinți pentru vacanță, dar nu aveam și am cumpărat astăzi. Așa, am mai cumpărat niște bureți de vase. Pasta de dinți a fost 4 lei și ceva, bureții de vase 2,39 lei. Știți că eu cumpăr bureți de vase, saci de gunoi și așa mai departe ieftin. Am mai cumpărat aceste absorbante de zi, 4 lei și ceva cutia de la Bella. Avea două variante cu trandafir și încă ceva și am mai cumpărat o rolă de hârtie cu două straturi, dar pare destul de țapănă. Eu aș fi vrut să cumpăr patru role, dar nu avea deloc. Data trecută am cumpărat de la Pufina cu 8 lei și ceva, parcă sau 7 lei și ceva, patru role, dar acum nu avea. Am vrut să cumpăr saci de gunoi pe care îi folosesc eu, dar nu îi mai avea, era cutia goală și am cumpărat așa. Rola a fost 9,99 lei, saci ăștia 3,39 lei parcă. Și am cumpărat acest pachet de șervețele, 15 lei, 3 pachete de Haggis pentru vacanță. Deci astea le voi lua cu noi în vacanță, aici nu cred că mai am nimic, 7 ca lui Marc. Deci astea vor merge cu noi în vacanță. Special pentru astea m-am dus la Penny să cumpăr, că știam că nu mai am șervețele umede. Dacă vă vine să credeți, eu nu mai am șervețele umede de când am fost la COS 2000. Deci atât de des folosim. Avem un pachet aici care este la jumătate, mai avem un pachet care este la toaletă și plus ce am mai luat pe afară, pentru că ștergem mânuțele foarte, foarte des. Și a mers și mi-a cumpărat acest pachet care era ultimul. Îl văzusem și ieri sau alaltă ieri, dar n-am pus mâna pe el. Am zis că lasă că o să vin eu și astăzi m-am dus și era ultimul. Un pachet de șervețele tot așa albastru de la Haggis costa 6 lei și ceva, iar pachetul ăsta cu 5, cu 3 pachete 15 lei, 14,99 lei. Am terminat și pilaful de orez. Le-am pus copiilor și niște boabe de porumb, că lor le place porumbul mult. Mă gândeam să pun și niște mazăre înăuntru, dar nu am. Sau niște bucăți de morcov, dar nu prea încântă. Să le nu mai prea mănâncă morcov, ardei, roșii și așa mai departe. Așa că le-am făcut orezul doar cu porumb. Hai mă, ce s-a întâmplat? Vreți să te mai închid? Mi-am pregătit găleata cu apă și cu soluție pentru a face curat. Mi-am pregătit și ligheanul cu apă și cu soluție pentru a peria covoarele. Și acum mă apuc să aspir. Marc e tot pe aici după mine că da, acum faci curat, da, acum nu știu ce. Da, Marc, de ce? Numai așa face. Auzi, dragule, dacă noi nu facem treabă în casă și nu ne facem curat noi, cine vine să-mi facă curat? Mama mare vine. Mi-a pregătit acolo ligheanul, m-a dus să scot aspiratorul. Ce vrei? Fă și tu curat, na, fă și tu. Vă dați seama că n-am niciun chef, nu? Să fac curat, că na, e deja târziu, după o zi în care am tot făcut curat și plus am mai mers afară și m-a bătut soarele la în cap. Stați să vă arăt ce minunății am aici, că eu mor după ele, deci vreau să vă zic că le ador. Deci nu mai se vede ce minunății. Măi, Daisy, mă, dar tu ce ai pățit, mă, mamă, mă, la blană, de-ai blana asta așa de urâtă? Uite ochioasa ce blană frumoasă are.
Asta Daisy zici că a fost dudă cu ceva. Asta e să vedem dacă prindem noi aici o gărgăriță de asta mică. O păpușică de asta mică. Ia uitați. Uitați-vă și voi ce ureche are. Deci uitați-vă și voi cât de superbie. Trebuie să vedem că eu. Uite și pe ăla altul. Marc, voiam să-i fac o poză. Mă las să-i fac o poză, te rog. Uf, ce a sărit din palma mea, măi. Din cauza ta ce faci? Că sunt atentă la tine și mi-a zbu... Uite, asta e exact ca... Ia, ia. Asta e exact ca mama lui. Ia, uite-l, ia, uite-l. Deci are o viteză și ochios exact ca mama lui. Și negru. Dai un pic, pui. Deci nu, că eu am treabă. Trebuie să-l prind pe ăsta la altul. Ia, unde ești? Ia, uite-l! Doamne! Deci eu toată ziua vin la ei și îi pup. Toată ziua vin și îi pup. Hai să dea mama o guriță ție. Doamne! Hai, Marc, un pic să-i fac și o poză. Stai că poate-l scap. Uitați-vă și voi ce drăguț este. Mi-e frică să nu-l scap. Stai aici. Stai aici. Mă chinui să-i fac o poză. Ia, uite-l. Of, doamne, ce ureche are! Stai! Stai aici, mă, să fac o poză, mă! Uite așa! Doamne, fluturajule! Ai dat pupit? Ai grijă să nu-l scap, că stai tare nărăvaș. Ăsta nu vrea să stea, uite! Cred că celălalt negruț e mai cu minte. Ia stai să vedem, că nici nu știu ce e ăsta. Ia stai să vedem un pic. E tare, acum nu prea pot să-mi dau seama. Eu zic că-s fetițe. Eu zic că e o păcină. Stai, 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 stai. Ești o fetișă. Of, 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 doamne! Uite, mama lui bea apă. Of, drăguța. Hai, bagă-l la loc. Fii atent cum vorbesc unii cu alții. Da, unii cu alții. Vezi mama lor de aici? Da. Deci uitați-l pe ăla negru de acolo. Haide, vreau să-l pup. Că mă ucine. Ochiosule frumos ce ești tu. Of, gurița aia. Daisy. Lasă, nu mânca unghia. Lasă, nu mânca unghia. Pune aici. Nu, nu mai pune aici, haide. Haide. Hai, tu de acolo la mama ta. Haide, Daisuca, nu-i voie. Te du-te la mama ta, du-te la celălalt sus. Haide. Oh, doamne! Uite, Georgie, dacă vei să-i vezi că au mai crescut. Au, Marc, m-ai lovit, nu-i voie! Auzi cum face cachiței alea. Hai, mă, nu mai faci? Nu vrea să mai facă. Celălaltul micuț plânge că nu găsește pe mama lui. Aici? Da, i-am dus acolo. Uite, ochioasă. Mic, unde e mami? Mic e sus. Uite, nu văd o lecție. Ce o lecție. Uite-l aici. Uite. Vreau să vă zic că sunt destul de stresată noaptea, dar și ziua, dar în special noaptea, pentru că ziua mai vin la ei și mai verific. Mi-e teamă să nu cadă de acolo de sus, pentru că mama lor se urcă sus și ei merg după ea. Și mi-este foarte, foarte tare teamă să nu ajungă să cadă. Dar bineînțeles că nu pot să stau să am grijă de ei, pentru că și în natură, cu siguranță, mai cad, se mai lovesc, mai unii mai mor, probabil că... Din câte am înțeles, ei locuiesc pe niște coaste și așa că cu siguranță se mai întâmplă accidente sau nu, nu știu. Am să închei filmulețul, mă apuc de curățenie, nu am niciun chef, dar trebuie. Și ne vedem în vlogul următor. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Pa, pa!